Salut! Am revenit cu un nou clip cu motorașul de imprimantă. Îl vom testa odată cu o punte redresoare monofazată, odată cu o punte redresoare trifazată. Să vedem dacă este mai eficient trifazat față de monofazat. Haideți să începem mai întâi cu monofazat. Avem Alegăm cele două fire, două faze. Da, pe a treia o lăsăm deoparte. Punem aparatul de măsură. Avem plus, minus. Asta e regula aparatul. Curent în continuu 14 volți învârtit cu mâna. Și ca amperaj, deci 14 volți cu tot învârtit cu mâna cât se poate. amperi. Da, ok. Haideți să o punem și pe cea trifazată, puntea redresoare. Mutăm aparatul de măsură. Avem punte redresoare trifazată. Legăm prima fază, cea de-a doua, și o luăm și pe cea de-a treia. Perfect. Punem aparatul de măsură. Sper că se vede. Și haide să vedem ce voltaj are. De volți, curent continuu față de 14 volți învârtit cu mâna. Mutăm și pe amperaj. Ok. Opa. O pun rezistență foarte mare. Tot 1,1-1,2 amperi. O pune o mare rezistență. Ok. Dăm aparatul de măsură într-o parte. Avem aici un modul de încărcare 12-24 de volți pentru încărcarea telefonelor. Haideți să vedem
dacă putem să încărcăm telefonul. Să opresc aparatul de măsură. Da, se vede că nu primește curent. Dacă învârtim, deja primește curent. Punem telefonul. Da? Nu încarcă. Și acum să vedem testul. Telefonul a început să încarce și încărcare rapidă. Deci noi putem încărca telefonul fără probleme. Și facem și mușchi la mână. Haideți să punem și cel monofazat, puntea redresoare, să vedem. Încarcă. Avem plus, minus. Stai să leg mai întâi firele aici. Da, să o dăm pe asta la o parte. Ce avem plus aici. Minus aici. Perfect. Închidem telefonul ca să se vadă. Haide, mă. Simte ceva. A început să încarce. Și tot încărcare rapidă. Merge și mai ușor. Deci pe trifazat o pune o mai mare rezistență față de monofazat. Deci ne putem încărca telefonul undeva unde nu avem curent și posibilitatea de a încărca telefonul, dar facem mușchi la mână. Mulțumesc frumos!